În București, Cluj și Timiș ai șansă să primești cele mai mari salarii din România. Aproape jumătate din fondul de salarii din țară este asigurat de aceste județe. Luiza Paraschiv, editor al FNews, ne face o radiografie a salariilor pe județe. Luiza, spune-mi despre câți angajatori vorbim și despre câți bani. Alice, în București, Ilfov, Cluj și Timiș sunt peste 172.000 de companii. Împreună, acești angajatori plătesc lunar salarii de peste 13 miliarde de lei. Numai București, Ilfov concentrează 37% din Fondul Național de Salarii. Și să știi că în luna iunie, totalul salariilor din România a depășit suma de 28 de miliarde de lei. La polul opus se află județul Mehedinți, unde sunt doar 4.100 de angajatori, iar fondul lunar de salarii este de aproximativ 130 de milioane de lei, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii. Luiza, dar spune-mi, care este explicația? Cu cât ai mai mulți angajați pe care îi plătești cu un salariu mediu cât mai mare, cu atât ai un fond de salarii mai mare și deci județul tău este mai puternic, a explicat analistul economic Adrian Dochea pentru colegii de la Ziarul Financiar. Și asta pentru că fondul de salarii este unul dintre cei mai importanți indicatori economici. El este folosit în calcularea produsului intern brut din fiecare zonă. Astfel, ținând cont de acest lucru, să știi că București, Ilfov, realizează peste 20% din PIB-ul țării.